Este un adevărat măcel la o fermă particulară de oi din comuna Chișoda. Aproape 150 de oi au fost omorâte de o haită de câini. Pagubele sunt imense, iar proprietarii sunt devastați. S-au băgat câini între ele și ne-a făcut de râsul lumii, cum spune. Nu mai știm ce să facem cu haitele de câini. Este a doua zi când câinii atacă stâna dumneavoastră, nu? Nu, a mea, al lui vecinul ieri noapte, e omorât 35 de oi și azi noapte au venit peste mine 15-20 de câini. Eu acum am puțin mai multe, le-am împărțit pe aici în 2-3 locuri și au băgat peste tot. N-am mai știut cum să-i fugăresc, cum să-i... Și azi dimineața la ziua m-am trezit cu astea înăuntru, mi-am dat seama că înăuntru se bagă și înăuntru. S-au băgat prin spate pe aici. Proprietarii fermei privesc neputincioși la cele aproape 150 de oi omorâte de o haită de câini. Aceștia spun că trăiesc de mult cu spaima câinilor. Azi noapte însă oile lui Gheorghe nu au mai scăpat. Aproape 20 de câini înfometați au făcut prăpăd în ferma lui. Doar zorii zilei, spune Gheorghe, au relevat bilanțul îngrijorător al oilor moarte. Aproape 150 de animale au fost sfâșiate de câini. Câte oi v-au murit? În jur de 35 de oi, nici nu le-am numărat, și 100 de miei. Care este paguba? N-am calculat și nu am timp de făcut calcule acum. Cum vă simțiți când vă vedeți animalele pe care le-ați crescut aici moarte, omorâte de câini? Vă dați seama, cum să mă pot simți? Cum credeți că mă pot simți? Nu mai am puteri. Când m-am băgat aici dimineața, că am fost pe partea alaltă, am adunat alealte pe unde... Când m-am băgat aici, nu știam cum să le trag, altele erau moarte, altele erau vii. Asta e. Ce veți face acum? Ce să facem? Mergem mai înainte. Așteptăm să mai vină o dată, că organele nu iau măsuri, nu interesează pe nimeni nimic de noi. Vă e teamă că acești câini vor reveni și vă vor omorâ și restul oilor? Restul oilor nu, dar 100% vor reveni. 100% vor reveni. Da. Nu știm ce să mai facem, acum așteptăm să vedem. Cei aproape 20 de câini au luat cu asalt această fermă de oi din comuna Chișoda, au sărit aceste garduri, aceste țarcuri și au dat iama în peste 150 de oi pe care le-au omorât.